Astăzi, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul României, și pe Sfântul Frumenție, episcopul Abisiniei. Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul României, s-a născut în Betsaida, un orășel de pe malul lacului Genizaret. Împreună cu Iona, tatăl său, și cu fratele său Petru, Andrei se îndeletnicea cu pescuitul. Spre diferență de fratele său, nu era căsătorit și locuia în casa acestuia. Înainte de a-l întâlni pe Fiul lui Dumnezeu, Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Atunci când la botezul Domnului Ioan spune: "Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii", înțelege că Hristos este Domnul cel adevărat și urmează Lui. Sfântul Apostol Andrei devine astfel primul apostol al Domnului, iar această bucurie o împărtășește cu fratele său, căruia îi mărturisește spunând: "Am găsit pe Mesia." Prin această mărturisire de credință, el reușește să-l convingă și pe fratele său să-l urmeze pe Hristos. Această recunoaștere a lui Dumnezeu și urmarea sa fără ezitare, pecetluită cu aducerea propriului frate la Hristos, face ca mai târziu Sfântul Apostol Andrei să fie numit de întreaga creștinătate drept cel întâi chemat. Din Sfânta Tradiție știm că după înălțarea Domnului la cer și după cincizecime sau pogorârea Sfântului Duh, ucenicii lui Hristos au tras la sorți, pentru a ști fiecare în ce direcție se îndreaptă în lucrarea lor apostolică. Pentru Sfântul Andrei, sorții au căzut pentru Bitinia și Bizanț, Tracia și Macedonia, și ținuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre și Sciția, adică Dobrogea noastră, și până în Crimeea. În fiecare țară, Sfântul Apostol a propovăduit Evanghelia lui Hristos și a pătimit multe, însă le-a biruit pe toate numele Domnului și a dus misiunea sa apostolică până la capăt. Sfântul Apostol Andrei a fost martirizat la Patras, în Grecia. Nu se cunoaște cu exactitate anul plecării sale la Domnul, dar se presupune că ar fi fost în timpul uneia dintre persecuțiile lui Nero sau Diocletian. Potrivit Sfintei Tradiții, a fost răstignit pe o cruce în formă de X. Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei se află și astăzi în biserica zidită pe locul răstignirii sale din Patras. Dar prin bunăvoința ierarhilor locului și prin mijlocirea ierarhilor români, a fost adus de mai multe ori în țara noastră. Cu acest prilej, binecuvântarea Sfântului Apostol s-a revărsat peste Ortodoxia românească și peste toate lăcașurile de închinare. Pentru națiunea română, Sfântul Apostol Andrei reprezintă piatra de temelie a credinței noastre strămoșești. Vestigiile trecerii sale pe teritoriul țării noastre se găsesc și astăzi, păstrate de popor cu smerenie și evlavie, ca pe niște comori de mare preț. În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca ziua Sfântului Andrei să fie însemnată în calendarul bisericesc cu cruce roșie, iar în anul 1997, Sfântul Andrei a fost proclamat ocrotitorul României. La sfârșitul lunii mai din 2011, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis Parlamentului o scrisoare în care solicită ca ziua de 30 noiembrie să fie declarată legal sărbătoare națională. Catedrala Mântuirii Neamului, proiect dorit încă de la obținerea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, concretizat în timpul Preafericirii sale Daniel, Patriarhul României, este rodul continuității apostolice pe care Sfântul Apostol Andrei a sădit-o pe teritoriul țării noastre.